Ia să mă apropii eu puțin să vă arăt cum așa arată nodul. Deci vedeți, ața este slabă acum la roșie, dar i-am făcut un nod aici care pur și simplu culisează. Și în funcție de cum se dezvoltă roșia, noi putem strânge acest nod. Vedeți, la toate cele patru rânduri am procedat la fel.